Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Sunt Cristian Foiel din platoul Roman 24 la Politica în Neamț. Invitat alături de mine, cum puteți vedea, domnul primar al comunei Bozieni, domnul Dăruț Arghiropol. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit la dumneavoastră acasă pentru prima dată. Pentru prima dată. Dar am fășit cu dreptul. Foarte bine, trebuia să pun, am vrut să pun o pietricică pe birou acolo, dar m-am gândit că dacă n-am Swarovski, degeaba. E suficient pășitul cu dreptul. Vorbim despre viața comunității pe care o păstoriți administrativ, da? Și relațiile pe care le aveți cu comunele învecinate, cu Romanul, Romanul Metropolitan, Consiliul Județean și așa mai departe. Să fii primar nu-i ușor, mai ales în mediul rural, unde oamenii au așteptări mai mari pentru că se spune că la țară oamenii sunt mai goși. Da, este adevărat. Da, nu este un lucru greu să fii primar, nu lucru ușor, dar nici greu, pentru că suntem primari. Suntem gospodari la noi acasă, în comuna în care ne-am născut, suntem fii ai comunității, ne vine foarte ușor. Eu nu văd în lucrul ăsta un lucru greu, exagerat, să începem să ne plângem, că știți că noi sunt și sacrificii. Trebuie să-ți asumi lucrurile astea când îți dorești un lucru și, repet, nu sunt lucrurile chiar atât de greu pe cât se văd. Trebuie să fii, de niște trebuie să fii atașat, născut acolo, atașat sufletește și ceea ce faci să faci cu drag. Am eu o vorbă și spun în felul următor. Toți, și buni și răi, îs ai noștri. Bun, corect, dar de răi ați prefera să scăpați sau măcar să îi îndreptați? Să îi îndreptăm, nu să scăpăm. E vorba aia, cuiul strâmb se bate cu ciocanul. E foarte adevărat. Și cel mai bine este să îi ajutăm și să-și dea seama singuri că au fost pe alt drum și acum trebuie să vină pe drumul cel care. Sunt în comuna dumneavoastră? Sunt. Sunt. Destule. Au fost. Au scăzut? Au crescut? Au scăzut. Asta au e scăzut. Foarte bine. Da. Asta e foarte bine. Asta este vorba și asta este rolul nostru în comunitate. Fără răzbunări, asta înseamnă, nu schimbare, asta înseamnă mentalitate. Nu, zic eu, generațiile astea noi pe care noi încercăm să implementăm anumite modalități de lucru, să spunem așa. Nu ne răzbunăm. Aha. Îl ajutăm să-și dea seama că nu are rost să fii rău cu o persoană. Scade numărul persoanelor despre care vorbim odată cu creșterea nivelului de trai? Adică dacă, să spun, administrația publică locală își dă într-adevăr interesul, le face oamenilor iluminat public stradal, le face asfaltare, apă, canal, gaz, ce mai aveați dumneavoastră în plan, dispensar, da? Numărul ăsta ar trebui să scadă, pentru că văd că nivelul de trai crește. Adică, băi, o duc oamenii din ce în ce mai bine, poate ar trebui să ne liniștim și noi. Rolul nostru acesta este să creăm condiții, exact ce a spus dumneavoastră, lucruri pe care deja le-am implementat într-un mandat, eu zic că deja este performanță, dar nu vorbim că aici e vorba de alt lucru. Rolul nostru acesta este să creăm condiții normale. Și aici mă refer la, am spus întotdeauna, un copil când pleacă la școală sau un părinte trebuie să iasă dimineața, să iasă cu un iluminat la prima oră, să calce pe un asfalt normal zilelor noastre. Da. Și toate aceste lucruri eu spun că fac să atragem tineretul, în primul rând, spre țară. Pentru că lipsesc oamenii tineri. Lipsesc, e foarte adevărat, pentru că sunt plecați pentru sacrificiile care eu le știu, pentru că le-am simțit și eu, am fost plecat și eu în străinătate. Toată lumea are pe cineva în străinătate. Da, dar important este ca noi să le creăm condiții, să-i aducem acasă. Să fie cu gândul acasă, pentru că știm foarte bine, cel mai mare investitor, cel mai bun investitor al României este românul nostru, care lucrează pe străinătate și trimite banii acasă. Haideți să vedem, să demontăm un mit, că la noi se merge pe mituri și pe conspirații, ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc. Oameni buni, primarul nu vă dă locuri de muncă. Adică nu despre asta vorbim aici. Primăria, primarul poate face toate condițiile, poate crea toate condițiile necesare pentru ca investitorii să vină, să deschidă o firmă, să facă o societate pe raza comunei și ăla să facă locuri de muncă bine plătite pentru ca tinerii să se reîntoarcă în satul natal. Despre asta vorbim. Corect, este foarte adevărat. Am spus întotdeauna, nu sunt lucruri, cum să vă spun eu, majore pe care putem. Adică știți cum este, îți dăm undița, se duci la pescuit, nu putem să-ți dăm peștele direct. Corect. Și am spus întotdeauna, oameni buni, rolul, cu ce putem să te ajutăm? Încep cu un utilaj, încep cu un generator, încep cu ceva, să-ți creezi toate condițiile, să te ajut ca tu să ai curajul să investești la țară, să investești, da, la Bozieni în cazul nostru.
ține de fiecare persoană în parte. Deci știți cum este. Sunt sacrificii, sunt tot felul de lucruri pe care cineva trebuie să-și le asume în momentul în care vine să investească. Adică nu vine la un lucru de-a gata, dar ceea ce ține noi ca și gazdă, ca și persoană care ne dorim investitori să creăm locuri de muncă, noi suntem 100% din ceea ce putem. Da, corect. Cum au mers ultimii 4 ani? Trebuie să vă întreb, că ne apropiem de finalul unui mandat, bine, mai e până la finalul unui mandat, probabil va începe altul în funcție de cum o să convingeți alegătorii când o să înceapă nebunia asta cu votarea. Cum vi s-au părut ăștia 4 ani? Că s-a prins și pandemie, s-a prins da. Și început am de război. Am spus, și... chiar vorbeam la un moment dat, am spus, parcă pentru o generație de om, și aici mă refer noi toți ne încadrăm în această generație, parcă sunt prea multe lucruri. Și mă refer aici, știți foarte bine, criză economică, pandemie, război. Vorbeam de război de bunicii noștri și noi trecem prin toate situațiile astea. Nu trăim noi, dar bunicii l-au trăit. Eu cred, da, dar se resimt, știți, că am fost implicați indirect, am trimis ajutoare, am trimis, sunt condiții de pace la noi, de pace, să spunem indirect, am spus eu. Au fost 4 ani, știți cum este. Când suntem o echipă tânără și ambițioasă, niciodată nu-i de ajuns. Știți? Da. Dar am început cu lucrurile esențiale. Esențiale mă refer la ce v-am spus. Am implementat un sistem de iluminat pe toată raza comunei. La cea mai izolată căsuță are lumină. Am asfaltat comuna. Avem dispensar medical care trebuie să iasă la licitație la Compania Națională de Investiții. Am modernizat clădirile primăriei, pentru că știți cum, dumneavoastră ați fost la noi, trebuie să o etichetă vă faceți și când intrați pe ușa primăriei, când ai venit acasă, știți? Da. Utilaje noi am achiziționat pe fonduri europene. Avem programe de digitalizare cu stații de reîncărcare smart, cu stații pentru copii, cu internet deja implementat, Wi-Fi for You, proiectul european. Adică cu internet funcțional deja. Este funcțional deja. Vreau să... E foarte adevărat. Dăm drumul la apă și canal, extinderii la Cuci. Acum, în procedură, avem noi acolo... Știți cum, așa ne-au lăsat poziția asta geografică a noastră, suntem la limita cu Vaslui și pentru un aviz la mediu avem nevoie de protocol Sighea Vaslui, aprobat de administrația Iași, toate pentru Neamț. Complicat. Dar nu ne plângem, trebuie să mergem în continuare. Foarte multe proiecte pe care le avem în derulare, cămin cultural, vrem să facem un cămin unde să putem să ne desfășurăm activitățile. Asta e ideea. Am început pentru copiii noștri, pentru că știm foarte bine, noi trebuie să investim în cine? În generația următoare. Ei sunt valorile, ei sunt lucruri cu care noi ne mândrim. Ați văzut la ziua comunei, am adus instructor, avem școală de dansuri populare, am resuscitat datinile și obiceiurile, venim și aici, am avut surpriza ca persoanele care vin la Roman Metropolitan, vin și la Bozieni pentru că le-au plăcut cum am reprezentat acolo, venim la Bozieni. Sunt lucruri care contează și care îți dau curaj. Și, bineînțeles, avem foarte multe proiecte, dar în afară de cele implementate, apropo, mi-a spus dacă suntem... e foarte bine pentru 100 de metri, spun eu, pentru start. Dar urmează să ne implicăm din ce în ce mai mult. Ne vine foarte ușor pentru că și la primărie avem niște colegi noi, avem și colegii cei care au fost înainte, cu valoroși, cu experiență, și presiunea este mult mai mare pe noi toți. Mm-hmm. Pentru că acesta este rolul nostru. Să dezvoltăm comunitatea. Din dezvoltarea asta comunității, nu se poate să nu aveți. Care e planul prioritar? Numărul 1 pe următorii ani. Ce trebuie făcut urgent? Da. Deja avem un proiect depus, avem un sat izolat noi, Băneasa. Da. Cu câteva gospodării, dar sunt ai noștri. Avem un proiect acolo de asfaltare. Este depus deja. Este într-o fază destul de bună și cu această treabă rezolvăm o problemă foarte, zic eu, nu gravă, rapidă, care trebuie să se întâmple cât de repede, pentru că avem persoane acolo, cu, știți foarte bine, cu dializă, cu salvare, cu... Acolo este un sezon, de exemplu, ieri dimineață era ploua pe la Bozieni, la Roman, la fel, acolo aveam zăpadă. Nu vă veni să credeți. E în altă zonă geografică. Este altă zonă. E un pic mai sus, așa, poziționat.
Dar cel mai important proiect pe care trebuie să-l implementăm este aducerea gazului metan. Aducerea gazului metan, pentru că am avut probleme foarte mari, avem probleme cu moștenitori, mă refer aici la fondul forestier. Da. Nu putem, noi proprietarii, nu proprietarii, moștenitorii, fără dezbateri de succesiune și din păcate la noi, în proporție de vreo 90 și ceva la sută, proprietarii de păduri fără certificate de fără certificate, exact. Știți foarte bine. Pentru a marca, acest marcat contează foarte mult. De ce? Pentru că un bătrân se încălzește toată iarna cu lemnul de la bunica, de la străbunica, da, și asta e culmea. Tu, moștenitor, nu poți să te duci. Am rezolvat această problemă cu ajutorul domnului președinte Lazar. Am avut foarte multe întâlniri cu domnul ministru al mediului și uitați că totul este posibil. Și a trecut și acest ordin de declarații pe proprie răspundere să putem marca și să luăm, să ne luăm lemnul pe care ni se cuvine, zic eu. Și de aceea, din cauza acestor lucruri, trebuie să aducem gazul neapărat. Asta este cel mai important și proiect. Populația pe cum vede povestea venit... cu gazul. Populația cum vede, adică oamenii care s-au încălzit toată viața cu lemne, spărgând lemne în curte, poate sunt, nu știu, mai reticenți la gazul metan. Știți ce am făcut? Am recepționat și am predat apa vitalului, instalația de apă și canalul, cea existentă. Și am avut foarte mare problemă cu branșarea persoanelor. Da, aceeași lucru. Peste tot s-a întâmplat. Știți care este problema? Funcționează puterea exemplului. Până când cineva are curaj și începe să se branșează și se întreabă cum e la tine, cum e? Păi foarte bine, păi cum este? Da, păi la duș. Așa, ai făcut, ai plătit, dacă apreți, că doar până la urmă ăsta este cel mai important. Ajunge. Cât este? Și când vezi că acest, să știți că și încălzirea cu lemn este foarte costisitoare. Cu siguranță. Foarte costisitoare. Dar să nu mai vorbim de gazul. Iar spune, este o normalitate pentru zilele noastre. Vorbim. Dar e ciudat că suntem în 2024 și în 2024 încă sunt comunități în România în care oamenii sunt foarte greu de convins. Adică, nu știu, poate ei urmăresc doar, nu știu, Radio România Actualități, dau un exemplu, și n-au surse de informare să vadă, mă, dar la alții cum e? Cum au făcut? Da, uite, ăia au, nu știu, lumină pe LED în casă, da, ăia au centrală termică, da, ăia fac duș sau saună. Iar trebuie să intervenim noi, până la urmă, acesta este și rolul nostru. Să intervenim și să, știți cum este, să facem ca să pară că așa vrea el să facă, dar să-i arătăm lucrurile pozitive, avantajele, dacă faceți așa, uitați ce se întâmplă, uitați-vă la vecinul, la Nea Vasile de alături, că el a făcut și îl costă, da, și mai puțin și încălzește și fără mizerii și fără oameni care trebuie să-ți aducă lemnul din păduri, unul care altul, lucruri care costă foarte mult, pentru că știm foarte bine și un transport cu o căruță dintr-o parte în alta, nu există costuri mai mici de 100 de lei nicăieri. Da. Da. Eu mă gândesc și la altă chestie. Îmi imaginez un om de, nu știu, să zic, 86 de ani. 86 de ani dând la ferăstrău, ca să și lemnele trebuie scurtate, ele trebuie sparte, trebuie cărate, trebuie schimbuite. Cum faci chestiile astea la vârsta aia? Oamenii ți-ar trebui să gândesc că, băi, dar și eu îmbătrânesc. Adică am acum 50 sau 40, dar voi avea 80 la un moment dat, sper. Da? Da, nu știe sperăm. Am 80, nu mai pot să fac toate treburile astea. Și atunci ideea cu gazul ar trebui să fie ușor de introdus în mentalitatea colectivă. Repet, eu cred că puterea exemplului funcționează și a funcționat și în implementarea proiectului de apă și canal, pentru că știm foarte bine. Este vorba de exemplu concret. Funcționează? Da. Dă să vin și eu la tine să văd cum este. Și cel mai important lucru, cât ai plătit? Atât am plătit. Și spui, dacă eu aduc metru din păduri și îl cumpăr, vorbim de persoane care nu au pădure, proprietate personală sau... Și metru cub e vreo 600 de lei și adus-o acasă iar e vreo 200 cel puțin. Adică și mai tai și omul cu drujba o căruță, îi trebuie un plin de benzină și plin de benzină și sunt costuri. Ajungi la niște prețuri. Ajungi la niște prețuri și matematica... Cum se înțelege Comuna Bozieni cu celelalte comune din jur? Și aici întreb ca relații, nu știu, poate proiecte comune. Eu știu, nu neapărat de dat în tradiții, obiceiuri, dar poate se poate implementa. Bă, uite, hai să ne întâlnim și să plantăm 600 de copaci undeva. E un exemplu. Da, avem relații bune, foarte bune, pentru că așa este normal. Știți cum este vecinul, știți, ca și acasă. Vecinul e mai important decât ruda.
trebuie să colaborăm în lucruri, recunosc, nu colaborăm în niște lucruri majore. Și aici mă refer, știți cum, să ne implicăm toți. Sper ca acest lucru să se întâmple acum cu aducerea gazului. Și mă refer pe partea noastră cu Oniceniu, cu Valea Ursului. Suntem în relații foarte bune cu primare, cu toată lumea. Știți foarte bine. A plecat de la mine, a ajuns la tine. Mă ajuți, trimite-mi înapoi. Azi dimineață mă sună primarul de la Oniceniu. Funcționează camerele tale de la Crăiești? Funcționează. Vin să iau înregistrare. Uite, sunt niște probleme. Sunt. Trebuie să colaborăm. Și este normal așa. Este foarte corect. Dar, din păcate, nu suntem implicați în niște lucruri, cum să vă spun eu, majori. Și aici mă refer, niște asociații, să facem. Dar, repet, noi suntem la început, noi suntem la prima sută de metri, Bozieniu. Și vreau să demarăm lucrurile astea, să implementăm pas cu pas. La ce vă gândiți? Aveți, nu știu, o societate care se ocupe de, nu știu, o asociere, nu o societate, o asociere. O asociere. Mă refer la ce m-ați întrebat mai înainte, la aducerea gazului. Este mult mai ușor să cerem trei comune instalația de gaz, conducta de gaz, decât Bozieniu singur. Bine. Corect. Eu nu mă las, chiar dacă nu vor, eu tot aduc. Prin toate metodele. Dar e mai bine să fim într-o asociere. În momentul ăsta v-ar prinde bine și susținerea din partea Consiliului Județean. Foarte mult. Foarte mult. De asta... Da, mi-ați ridicat acum mingea la fileu. Păi spuneți că despre asta e emisiunea asta. Avem nevoie de o persoană tânără implicată acolo la Consiliul Județean. Avem nevoie de exact de lucrul ăsta, nu de... Așteptați, se rezolvă. Da, nu așa se rezolvă treaba. Problema se rezolvă în momentul în care am ajuns să vedem, să sunăm de față cu mine, pentru că nu mai credem în zâni și în zmei, niciunul. Da. Varianta cea mai bună pentru noi, pentru comunitățile astea, este... George Lazar, fără... Viitorul președinte, dar oricum o să fie el. Îmi doresc foarte mult ca să se termine odată cu alegerile astea și să iasă președinte, ca să demonstrăm odată că se poate. Că se pot face foarte multe lucruri. Ideal ar fi să fie același partid de sus până jos. Asta am mai auzit-o și de la unii și de la alții. Și-ar dori cu toții să fie, hai să avem puterea de decizie și să meargă decizia de sus în jos, pentru că altfel nu se mișcă. Nu poți să blochezi undeva la mijloc pentru că e altcineva și ăla nu vrea. Da, și acum avem exemplu bugetului. Ați văzut? Da, am văzut. Cât a luat Bugetul? O sumă foarte pentru gospodării, nu pentru comună. Serios, cât? 100? 50. 50? Da. 50 de mii? Da. Serios? Da. Cât costă o masă la restaurant? Nu costă 50 de mii, da? Da? Da. La Romanul? 300? Adică, da, 300. Da. Nu, comentăm că sunt lucruri pe care... Cum să nu le comentăm? Da, deci sunt absurde, sunt penibile. Sunt penibile lucrurile astea. Adică... Deci, sistemul de supraveghere video din comună, cât ajunge? Cât costă sau ce? Cât costă? Atâta. 50 de mii? Da. Tam, dezvoltarea. Da, dezvoltare. Dezvoltare. Dar nu stăm noi în acest buget, noi încercăm să facem, să atragem tot felul. Este foarte frustrant. Nu? Este ca și cum acasă îți alegi copiii. Lucru, nu mi se pare ok. Lucru care nu este normal. Toți sunt egali și toți sunt normali. Dar... Or fi având ei vreo ăștia de la CJ, vreo, nu știu, logică. Deprinderi. Deprinderi învechite și... de care trebuie să... Ați adus vorba de dispensar, eu nu mai țin minte, nu mai știu în ce situație e dispensarul de la Bozieni. Dispensarul de la Bozieni, mă refer de proiectul nou. Da. Este în ultimă fază la licitație, la Compania Națională de Investiții, deci cât de curând trebuie să ne apară firma câștigătoare și să-i predăm amplasamentul și să apuce de treabă. Construit. Da. Constă în demolarea acestuia actual, demolare completă și construirea celuilalt. La standarde actuale. Standarde, da. Dar ăla vechi unde era? Era într-o clădire veche, înțeleg, foarte... Da, vis-a-vis de primărie. Clădirea aceea veche, care știți cum este. Toți lucrăm acolo și la centru. Trebuie să schimbăm, apropo de... în afară de utilitatea lui și imaginea. Nu mai stă bine, știți cum, un perete cu tuși, cu chirpici, cum era odată.
pentru că de-aia s-a putut să mai faci. Eu sunt adeptul, cei care mă urmăresc mă cunosc deja, sunt adeptul lucrurilor noi. Adică un lucru vechi, nu-l păstrez doar pentru că e vechi și are valoare sentimentală. Mă, dacă nu mai e bun și nu mai îmi folosește, nu mai era standard, nu mai, normal să-l dai jos și să faci în locul lui ceva nou dacă care să-ți fie util. Dacă e vechi și valoros, trebuie dus la muzeu. Da, băi, să luăm dispensarul vechi cu temelie, cu tot ce ducem la... Da, foarte adevărat. Pentru că știți ce se întâmplă? Reabilitarea sau asta ar costa cât construcția unui nou și nu este niciodată nou. Da, păi n-are cum. Nu are cum. Spoială de var ca să ce? Doar să arate bine? Încurajăm. Este prevăzut cu tot fel, cu cabinete stomatologice, cu pediatrie, cu sală de așteptat. Cel mai important, cu niște camere pentru asistență socială, pentru că avem niște cazuri, știm foarte bine și tot felul de asistență. Și asta trebuie în fiecare comunitate. Știți cum este? Un, cum spunem noi, un blid de mâncare se găsește, dar trebuie să am unde la două noaptea o... nu știu, mamă cu copiii abandonat, da. Că mai sunt cazuri. Cum să am unde să știu ca să pot să-mi tihnească și mie somnul acasă când știu că el e la căldură și stă liniștit acolo. Asta ar trebui, și dacă nu mă știu, sunt, se găsesc în fiecare comunitate aceste locuri în care vorbim de victime de violență domestică sau astea trebuie să aibă un loc unde să se refugieze până la reglementarea situației, nu? Și la asta vă gândiți acolo? E foarte acolo? Adevărat și apropo de asta, un alt proiect pe care mi-l doresc, așa este un proiect de suflet, am început să mă interesez să văd despre ce este vorba. Aș avea clădirile vechi ale școlii, clădirile școlii în care știm foarte bine, nu mai avem copii și avem în satul Cuci școală în care mai este o singură clasă de grădiniță, restul este tot clădire pe care aș putea să, cu câțiva bănuți, să o fac funcțional. Ce-mi doresc foarte mult? Îmi doresc să implementăm, să facem un azil de bătrâni. Avem o problemă. Avem o problemă foarte mare, mă sună copii, plecați prin străinătate, vă rog frumos, căutați-mă o persoană care să stea cu mama. Vă rog din suflet, plătesc cât este, dar nu mai așa avem, noi suntem direct implicați în această activitate. Dar știți cum este? Putem să fim zi, noapte, 24 din 24 de ore, știți? Și îmi doresc foarte mult lucrul ăsta și pas cu pas, pentru că de obicei când îmi propun ceva, nu mă las cu una, cu două. Dar e o idee foarte bună asta și vă sperați pe susținerea financiară a celor plecați în străinătate. Și pe susținerea lor, și pe nou președinte Consiliului Județean, vedem ce să... Pentru că dacă vin fonduri, totul este posibil. Despre asta este vorba. Da, totul este posibil. Așa vorbeam cu 50.000 nu prea poți să faci... Acum 3 ani de zile vorbeam de asfaltarea comunii. Visez. Bun, visez, e adevărat. Știți ce era cel mai urât? Știam că a trecut licitația, știam că este firmă câștigătoare, știam că se întâmplă și erau persoane care, nu aveți dumneavoastră cum să ajungeți, pentru că am ajuns cu asfaltul și cu, chiar vă invit odată la Bozeni să vedeți unde am ajuns, în niște zone imposibil de ajuns acolo până la acest proiect și acum vreau să vă spun că seamănă în niște cartiere, cum să vă spun eu, normale până la urmă, dar pentru ce a fost și diferența este foarte mare. Și părea așa un proiect, ajungi tu cu asfalt și am ajuns până acolo. Așa vorbim astăzi de azil și de Dumnezeu peste 3 ani de zile să spunem ce faceți cu azilul. Am început și deja funcționează. E plin de oameni deja. Să știți, avem cerere foarte mari, dar de ce nu faci? Doar vă dați seama, aceste idei doar nu le visez eu sau le inventez eu. Sunt lucruri cu care eu fost făcute în altă parte mă confrunt zi de zi, probleme cu care mă confrunt și mă sună copii, mă sună nepoți, mă sună oameni pe mama aia, ce fac cu ea? Nu pot, dați-mi cineva, plătesc. Păi și nu mai avem nici persoane, pe cineva, du-o pe mama aia la noi. Exact și asta este. Păi și asta ce înseamnă? Că ar trebui să faceți pe urmă angajări pentru specializați, nu? Da, pentru am oameni, făcut, de exemplu, tot în această perioadă de 3 ani, avem asistenții personali, care știți foarte bine, i-am angajat tot cu persoanele cu dizabilități, pentru persoanele acestea și cam în același sistem o să funcționeze și acolo, să vedem exact despre ce este vorba și în ce constă acest proiect în lux de amănunt. Am vorbit până acum de ce s-a făcut, de ce urmează să faceți, da? Înainte de emisiune, mi se pare că v-am întrebat, sper să mi-aduc bine aminte, nu se poate să fie totul roz. A mers și ceva prost. Dacă ar fi să fiți autocritic cumva, dar la modul sincer. Am înțeles. Care ar fi eșecurile? Dar care s-ar putea să fie succes pe viitor? Ați reușit în perioada asta. Nu, ceva nu v-a ieșit. Nu se poate să nu fie ceva.
ce v-ați fi dorit și n-am mers. Da, știți ce mă deranjează un pic? Pentru că cei care mă cunosc, mă știu așa că nu prea am răbdare să aștept un lucru. Când știu că un lucru se poate face acum, am eu o vorbă când spun, dar când vreți acum? Ei, nu acum, peste vreo 10 minute, un sfert de oră, dar nu acum, acum stăm de vorbă. Da. Știți? Un lucru cu care ne confruntăm într-adevăr este vorba de, mă refer aici la birocrația asta care durează și stăm cu ce v-am spus, avizile. Dar asta adică ne mănâncă pe toți. 7 luni jumate pentru un aviz la mediu ca să dau drumul cu licitații făcute și cu 7 luni jumate foarte mult ca să pot să dau drumul la lucrări, să băgăm, pentru că nu știți cum este, nu este normal să pleci la drum cu handicap, pentru că nu, e ok. Și nu, nici nu poți să mai stai mult la ușa ministerului în continuu. Sau dar nici măcar nu e vorba de minister, e vorba aici. Noi avem lucrul ăsta, v-am spus, handicapul ăsta, pentru că suntem și la limita cu județul Vaslui și v-am spus, depindem. Același lucru la Angel Salini, 6 luni jumate avizul de la mediu, dar nu de la mediu, că nu depinde de mediul nostru, pentru că sunt 3 alte instituții din 3 județe diferite. Deci mi se pare un pic, adică trebuie să ai... Nu știu cum să spun, și eu răbdarea asta nu prea o am, când știu că se poate face treaba, la mine avem așa un deviz, să spunem în felul, nu există, nu se poate. Nu se poate. La relațiile cu capitala, cum stați? La relația cu capitala, și aici nu vreau să fie lipsă de modestie, stau foarte bine datorită președintelui. Datorită președintelui George Lazar, datorită domnului deputat Laurențiu Leureanu, domnului senator Țapu, este un lucru foarte bun. Eu, până să fiu implicat în lucrul ăsta, eu aveam impresia că acolo, la București, o să te aștepte cineva cu aroganță de după birou, stai jos, da, că o să fie... Nu este așa, vă rog să mă credeți. Ok. Nu este așa. Vreau să vă spun, la Compania Națională de Investiții, pe la Ministerul Dezvoltării, unde am fost, vă rog să mă credeți, la 3 săptămâni, e adevărat că nici eu nu le las așa să plutească cum vor ele. Da, da, da. Fiecare proiect trebuie să ți-l urmărești dacă te interesează. Pentru că e ca și acasă, dar singuri lucrurile nu se fac. Trebuie să le urmărești, trebuie să te duci, să cauți metode, variante. Și m-am dus prima dată în gardă pe la București, pe la ministerii. Spuneam, stai să vezi acum aroganța, nu e problemă, trecem, că doar de asta e rolul nostru. Da. Te umilești puțin, fost, da? Și am fost primiți foarte ok, foarte primitori și foarte educați. Vă rog, luați loc, nu vorbit, cum spunem, mult despre nimic, adică povești, da, lăsați venința. Hai direct la obiect, ce e nevoie. Când am intrat la Ministerul Dezvoltării, cei care se ocupă de lucrul ăsta, e adevărat. Și cu mine alături cu președintele, care îl urmărește, el își cunoaște toată lista de primari pe care îi are și spune în ce stadiu este. Nu vorbim de, da, o să primiți un răspuns, o adresă. Nu, în fața acolo. Despre ce este vorba? Ați trimis. Când ați trimis? O săptămână. Da, stai să vedem. Cine se ocupă de dispensarul de la CNI? Respectiva persoană. Știți ce a ajuns? Apropo de asta, dar un băiat foarte simpatic de la Compania Națională de Investiții, cel care se ocupă de dispensarul medical, la un moment dat îl sun și îmi spune, domnul primar, dar vă întreb un lucru, dar vă rog să-mi răspundeți sincer. Spuneți, vă rog, acum sunteți pe hol aici la mine la CNI sau sunteți la Bozien? Că l-am prins de vreo câteva ori cu minciună. Mai cunoaște și noi. Noi, de ăștia din presă, mai sunăm înainte de... Vedeți că vă facem o vizită. Vai, nu putem că suntem la București, nu putem să ne vedem. Și îi bat în ușă. Sunt la ușă la dumneavoastră. Da, de asta. Să sunteți în birou. Aici vorbeam de trebuie să ai o memorie bună ca să ții minciună. Exact. Da. Domnule primar, mă bucur că mi-ați răspuns la toate întrebările. Sper ca cei care ne urmăresc să fie înțeles, pentru că jumătate de oră trece foarte repede atunci când vorbești. Foarte adevărat. Ne-ar trebui foarte mult să povestim, dar... Eu sper să ne mai vedem tot aici, dacă nu la dumneavoastră, la primărie. Cu mare drag. Vă așteptăm cu mare drag. Noi am fost de mai multe ori în Bozien, am filmat, am făcut materiale, am transmis, după cum știți, inclusiv ziua comunei de câteva ori și sper să continuăm cu colaborarea asta bună pe care o avem. Cu mare drag. Cu toți cei bine intenționați sunt primiți. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi în studioul nostru și rămâne să ne vedem data viitoare. Doamnelor și domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și rămâne să ne vedem data viitoare. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune! La revedere!